Am citit eu, nu știu unde, că bărbații, spre deosebire de femei, sunt așa mai competitivi. Le place să măsoare la caritate. Da, da, la caritate. Ați auzit și voi? Bun, nu toți bărbații au o caritate suficient de mare încât să poată să o afișeze în public, să laude cu ea, dar sunt anumiți oameni, mai ales în Moldova, mai ales bărbați, mai ales politicieni, care au o caritate demnă de invidiat. Andreuca, Dunduc, tu ce, iar ai fumat narcotic, vorbește ceva cu sens. Despre ce este acest video? Despre caritate, dragii mei, caritate cu niros politic și electoral. Noroc e puraj de soare, m-a împins pe mine păcatul toamna trecută și am citit un articol de pe anticorupție.md. Se cheamă articolul așa: de ce Plahotniuc, Dodon, Șor și Usatii pompează milioane în acțiuni de caritate. A, pentru și... Cum adică pentru ce? Pentru că au inimă mare, băi. Pentru că vor să ajute, băi, nerușinaților. Uite, chiar în documentul de constituire a Fundației din Suflet, a primii doamne, sau... Nu, Fundația primii doamne din Suflet. Nu, prima Fundație din Sufletul doamne. Cum? A, mai scurt. În registrul de stat a organizațiilor necomerciale scrie așa: Fundația Familiei Dodon își concentrează activitatea pe următoarele domenii. Și primul domeniu, dezvoltare durabilă. Dezvoltare durabilă, păi, și asta e atunci când faci bine amu, dar te gândești la cei care vin după tine. Asta atunci când bagi colacul în gura ta amu, dar după asta îl dai și la alții. Colacul din gura ta, în smâsle, îl dai și la alții. Vrei? Goste, goste, goste! E de la iepuraș, goste! Dar voi ce spuneți? Voi ce credeți? Voi nu credeți că anume ăsta e scopul fundațiilor pomenite mai sus? Să ajute? Să fie mai aproape de oameni? Voi credeți că politicienii prin intermediul acestor fundații încearcă să evite controlul banilor pe care un partid îi prinește și îi cheltuie? Și zadno să ocolească interdicția de sponsorizare din străinătate a activităților politice? Voi credeți că în fundațiile lui Vlad Plahotniuc, Elan Șor, Renato Usatii, Galina Dodon îți pompează milioane de lei pe an și asta se face doar cu un scop electoral? Iar o parte din acești bani nici nu figurează în rapoarte financiare? Dar nici nu mă miră, doar că să fă, n-ai că să fă, și Comisia Electorală recunoaște asta. Acest fenomen există, dar aparent totul este legal. Nimeni nu a interzis macaroanele pe urechi și pozele drăgăstoase cu copchilaș, în timp ce 7 bodyguards îți păzesc bucușoara, a declarat pentru emisiunea Lumina președintele cec Alina Rusu. Revenim însă un pic la articolul de pe anticorupție, care e unul tare bun și vi-l recomand. La primer, despre Asociația pentru Orhei și interesele lui Elan Șor aflăm următoarele. Înregistrată în august 2015, la foarte scurt timp după ce omul de afaceri a devenit primar de Orhei, Asociația pentru Orhei a fost în ultimii 2 ani organizația care oficial a sponsorizat mai multe proiecte cu care se laudă edilul. Astfel, asociația a devenit instituția care a finanțat și respectiv executat promisiunile electorale lui Șor. Mai la nord, în cazul lui Renato Usatii, la fel din tuneric. Pe 21 noiembrie 2016, Fundația Renato Usatii a donat circa 500.000 de lei autorităților din orașele Glodeni și Șoldănești, satul Mihailovca din raionul Cimișlia și comuna Ocniță din raionul cu același nume, localități conduse pe atunci de primari membri ai partidului nostru. Iar toate donațiile făcute de Fundația Renato Usatii municipiului Bălți au fost trecute în raportul de activitate a primarului. Panimaș? Schema e următoarea. Eu sunt politician, am acces la bașlă. Bașla e mare, doar că bașla e pistihotare. Și eu nu pot să o aduc în țară pentru că e ilegal și ar bate la ochi. Și fac eu? Mă învârtesc în jurul legislației, îmi pun costum de înger și bucur oamenii din țară. Magazine sociale, fervercuri, ca la Dreams. La final vreau una să vă zic: mulțumesc Elan Șor la nesfârșit. Mâinile în sus le ține mereu și cu voi noi tot timpul suntem. Și asta propun nu eu, asta fundația, doar că atunci când vine vorba de medalii și cuvinte de laudă, asta eu. Sunt recunoscător pentru invitația pe care mi-a lansat-o domnul Vlad Plahotniuc. Și cu această ocazie dați-mi voi și mie să-i mulțumesc organizatorului, unul dintre cei mai importanți organizatori, președintele Fundației Edelweiss, domnului Plahotniuc, care într-adevăr astăzi nu a reușit să vină aici din motive obiective. Sunt recunoscătoare și eu, domnul președinte Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Edelweiss. Ei, și dacă la Bălți tot e clar, Usatii nefiind tare periculos pentru publicul larg, influența lui fiind foarte locală. Trăiască poporul, всегда ваш Ренат Усатый. În cazul lui Șor, Dodon, Plahotniuc, caritatea crește văzând cu ochii. Ăștia din urmă sunt peste tot, fizic, audiovizual, încă și de câteva ori pe săptămână. The Matrix is everywhere. Încă prin decembrie, în friguroasa iarnă canadiană, m-am apucat eu să urmăresc noutățile din Moldova. Da, eu le urmăresc de câțiva ani, destul de activ, doar că le urmăresc fragmentar, câte o știre, a doua, a treia, doar că de data asta am hotărât să văd buletini întregi. Ia vedeți ce știri au răsunat la holdingul lui Plaha în doar o săptămână de emisie. Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a dus voie bună și a împărțit daruri în casele a 6 familii în care cresc tripleți. Părinții acestora s-au ales cu câte un cuptor cu microunde, iar copiii cu trotinete pe care le vor folosi când vor crește mari. Vă plăcut? Hai încă una. Copiii cu vedere slabă care studiază la liceul teoretic cu profil tehnologic au primit mai multe daruri. Fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss a oferit instituției o tablă interactivă și un calculator. Și acum încă una. Cei 5 copii și părinții lor se vor bucura de sărbători mai calde datorită fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss. Organizația le-a oferit în dar un cuptor, produse alimentare, dulciuri, jucării și un brad. Și asta a fost bună, dar hai să vă mai dau una la desert. Atelierul lui Moș Crăciun, lansat de fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, și-a deschis ușile pentru cei mai creativi copii. Asta mă tin că era în plus. Pahodul prezentatoarea Inesa Voscoboinic e făcutul pentru o leacă altfel de noutăți și trecutul ei nu foarte îndepărtat ne demonstrează. Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit la această oră în fața televizoarelor. Un bărbat a fost la un pas de ardă de viu după ce apartamentul în care se afla a luat foc. O, Inesa, e ca așa, da, ia da să încerc și eu. 10 copilași cu vârsta cuprinsă între 4 și 7 anișori au abuzat sexual de barba lui Moș Crăciun în centrul Chișinăului și au lăsat la urmă un bilețel pe care scria mulțumesc că Moș Edelweiss. Hashtag deja e mai bine. Mai scurt, ați priceput ideea. Știați asta de mai sus într-o singură săptămână. Eu, apropo, am găsit în registrul de stat a organizațiilor necomerciale și scopul fundației lui Vlad Plahotniuc. Acolo scrie așa: dezvoltarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii. Tot asta e așa de concret și exact. Cu așa descriere, Edelweiss poate să dezvolte societatea cum ori vrei și tu nu poți să aduci niciun reproș. Bună ziua, Edelweiss! Da, și are concertul lui 300 la Nisporeni cu o fundație de caritate. Ei, după noi și am specificat. Diverse programe, diverse domenii. Descrierea asta e așa de clară, fix ca și horoscopul pe un an de zile. În noul an te așteaptă noi întâlniri, noi oameni și unele chestii. Haha, mersi! De acum încolo voi ști cum să-mi trăiesc viața! Amu, facem o vizită și în tabăra celor care luptă pentru dreptatea socială. Socialiștii în frunte cu Igor Dodon. Hai acum să vedeți și voi și eu a apărut timp de o săptămână la NTV Moldova, Accent TV, TNT Moldova și alte canale ale grupului media cu cușelul mitropolitului.info. Oaspeții au mers la vila prezidențială de la Condreța, unde au primit cadouri. Хочу вас всех поздравить с новогодними праздниками от меня, вот от моей супруги. Mergem în sudul țării, unde încă o grădiniță are ferestre și uși noi grație ajutorului venit din partea Fundației de Binefacere din Suflet a primei doamne a țării. Datorită ajutorului financiar oferit de Fundația de Binefacere din Suflet, grădinițele din Republică sunt dotate cu mobilierul necesar și terenuri de joacă. Frumos? Frumos. Din suflet? Din suflet. Pe mine mă mașină mai multe dileme sau chiar trileme în toate aceste scheme. Nici nu cred că ar fi corect să critic fiecare activitate a fundației Edelweiss sau din Suflet. Sunt sigur că tripleții din Glodeni sau familia nevoiașă din Criuleni au fost numai fericit să primească daruri de Crăciun. Sunt sigur că balul boboșilor sau matineul cu morgerilă din Basarabeasca nu vor mai fi atât de friguroasă, anume datorită acțiunii fundației din Suflet. Eu nu spun că acțiunile de caritate sunt rele și n-aduc niciun folos, doar pentru că sunt făcute de politicieni. Nu, nu. Ce aici spun eu este că ar fi cazul să fim o leacă mai plin de îndoială atunci când vedem că un politician nu doar face un bine, dar îl arată încă și la 4 televiziuni, de 5 ori pe zi, și după asta mai bagă și o reclamă plătită pe Facebook. Ia că și inimă mare am eu, vedeți? Nu pune mâna asta inima mea. Și știți, eu aș accepta chiar și așa ceva. Sunt sigur că organizații cu renume mondial, gen Fundația lui Bill și Melinda Gates, bagă link-uri sponsorizate pe Facebook, pentru că ei vor cât mai multă lume să afle despre cât e de important să lupți cu bolile infecțioase din Namibia, de exemplu. Doar că ei, prin aceste postări, adesea te invită și pe tine să te implici. Ori în cazul Fundației Edelweiss, eu și tot n-am văzut Vlad Plahotniuc ieșind în fața mulțimii cu un video în care spune: salutare, mă numesc Vlad Plahotniuc, sunt un om de afaceri ordinar din Republica Moldova. Anul acesta am investit 60 de milioane de lei în caritate, bani personali, am cumpărat, am vândut bitcoin, acolo am câștigat niște bănuți. Acum, cred că a venit timpul să cer și susținerea voastră, vreau să fim mai mulți oameni care să facă bine. Ce zici? Ce-ți? Vă implicați și voi? Ha, mersi! A? Ai văzut asta vreodată? Se va întâmpla asta vreodată? O monedă din Botswana se va întâmpla asta vreodată. Ori eu așa înțeleg filantropia, caritatea, dacă pe tine te rupi, nespus de mult să faci un lucru bun, să-ți rezolvi o problemă, să lecuiești o bubă, tu anunți despre asta, trâmbițezi întregii țări, prietenilor, cunoștinților, rudelor, așa încât să ai parte de voluntari, oameni care să-ți sară în ajutor, pentru că unde-s doi, puterea crește și frunzișul umil rărește. Ori dacă tu vrei să faci un bine și nimeni să nu afle despre asta, te duci, ai făcut un bine și cu asta ai rezolvat. Na a 4 televiziuni. Care este chemarea spre acțiune? Vrei și alții să facă bine la fel ca tine? Hei, și tu ai putea dona 60 de milioane de lei pe an. Absolut dezinteresat. Fă-o chiar acum. Sau care atunci este elementul de dezvoltare durabilă? Fac bine acum că peste 9 luni să alegerile? Pașol, hipocritule. Asta nu eu, asta Ion Creangu a spus. Și același lucru e valabil și în cazul Fundației pentru Cărnașori Gratuiți din Orhei și Fundației în fundația doamnei Galina de la Buicani. Și apropo, doamna Galina, neastră încă de anul trecut ne-ați promis că ați venit la fiecare 3 luni cu rapoarte, cu de unde-s bani, cu cine-s finanțatorii. Și când colo, consiliera prezidențială Rita Manoli a ghelat 6 luni, a ieșit în fața presei și și-o grăit. În cadrul acestui briefing voi prezenta cele mai importante acțiuni pe care fundația le-a inițiat în cele 6 luni de activitate. Pur și simplu o enumerat acțiunile fundației, adică practic o repetat ce și-a făcut până acum NTV Moldova, Accent TV și alt rap în mediatic controlat de deputatul socialist Corneliu Furculiță. Și agheamu la un an de zile când noi toți am sperat că să avem cifre concrete, sume, nume de donatori, Rita Manoli a venit cu un astfel de mesaj. Și în final vreau să mulțumesc din suflet celor care ne-au susținut în realizarea proiectelor noastre, celor atât din interiorul țării, cât și de peste hotare, inclusiv misiunile diplomatice. Și atât. În rest, același discurs repetitiv despre rucsașii, zâmbetele copchiilor și despre cum de fiecare dată când doamna Galina Dodon face un act de caritate, sus pe cer strălucește o stea. Catarul. Poftim? Atunci când am posibilitate, da. Atunci când are posibilitate. Domnule Dodon, dar din câte îți vedeți, dumneavoastră aveți posibilitatea cam de 3, de 5 ore pe săptămână. Eu chiar aș îndrăzni să zic că e destul de nehui din suflet. Pentru cineva care câștigă împreună cu soția o leacă mai mult de 1000 de euro pe lună, are 3 copchii, să reușească să mai facă încă și asta. De unde luați bani, domnule Dodon? Asta, nu răspundeți, nu. Lorena, este soție, sunt eu, avem părinți care ne ajută. Ia, prietărzău. Așa că, dragii mei, morala acestei fabule este următoarea. Dacă vi se întâmplă să vi se ofere cadouri, un rucsacioc, un culoșel, acceptați. Cadou e cadou, cum n-ai da, doar că atunci când se apropie cineva să se întrebe, dar puteți vă rog să ne dați acolo un interviu pentru o televiziune aici și sau să mergem seara la o cină, la restaurant, dragi bursieri ai Fundației Edelweiss, sau să facem o poză cu domnul președinte, nevinovat. Draga Ana Munteanu, câștigătoarea concursului Vocea României. A până asemenea momente, refuzați n***ui, pentru că în final voi riscați să deveniți doar o masofcă, un strat de oameni curați cu care cineva vrea să-și acopere, să-și ascundă propria căcășică. Vă mulțumesc pentru atenție, puraș. La final vă rog și pe voi să faceți un act de caritate electorală, să-mi dați un like, un share la acest video și un comentariu mai jos despre cum se cheamă boala asta când ai o inimă mare doar ca să-ți iei cald sub fund. Iar dacă tare vă place ce aici fac, vă rog să mă susțineți pe platforma Patreon sau direct pe PayPal. Mulțumesc, numai bine și hai să ne vedem în luna martie în România. Linkul pentru bilete îl găsiți mai jos în comentarii. Cu obicei!